zăbit cu iaurt. Iaurt. Aiurea, iaurtul îngrașă. Un iaurt mic, 13 puncte. Un iaurt mare, 26 de puncte. A spus și nervista. Slănina. Slănina slăbește. 300 de grame de slăninuță de porc, 3 puncte. Puh! Nimic mai simplu decât să slăbești. Eu țin un calcul al punctelor. Da, și mănânc orice. Dar nu depășesc peste 40 de puncte. Dar mănânc orice. Macaroane. O porție de macaroane, 120 de puncte. Iau o porție și mănânc o macaroană. 7 puncte. Mai am voie 33. Chifteluțe. O chifteluță, 17 puncte. Un sfert de chifteluță, 4 puncte și 25 de punctișoare. Îmi mai rămân 28 de puncte și 75 de punctișoare. Mă duc pe jos până la brevul 15 km, dau jos 3 kg. Asta înseamnă minus 26 de puncte. Pot să mănânc un creu. Coaja. Dacă e de plastic, mai bine. Minus 4 puncte. Iau și un ceai fără zahăr și o arnie fără fasole, dar cu muștar. Minus 6 puncte. Asta înseamnă că i-am păcălit. Sunt ca la început. Am voie 40 de puncte. Pot să fac un șnițel vienez. Da. Fără carne, fără pesmeci și fără ouă. Din morcov. Are și vitamine, are și săruri minerale. Iar dacă ar avea și gust. Pentru gust, iau un grefrut cu sare și două savarine, dar fără frișcă. 24 de puncte. Mănânc numai savarina, asta înseamnă că mi-a mai rămas de la cealaltă numai 12 puncte. Am să iau și o bomboană. Bomboană, 90 de puncte. Asta înseamnă că trebuie să mă duc pe jos până la Baia Mare, dar ce-s nebună? Iau o bomboană cu ciocolată, cu vișină înăuntru și mănânc mai sumbru. Și completez cu spanac cu ochiuri. Dar nu două, 16 ochiuri. O pe față, o pe dos. Datorită efortului, mai câștig puncte și pot să iau o feliuță de cozonac cu stafide. Numai stafidele. Trei stafide, nu am scris ce puncte. Mănânc două, ține una. Iau și eu o sardea și o linte și un linte și un tăiețel și un ceai și o feliuță de slăninuță și un covric. Mănânc numai gaura și o ceapă de apă. Nu, că apa îngrașă. Cu sos englezesc Worcester sau Worcester, mai scap puncte până frănuți. Și iau și o salată cu ouă roșii, de alea de lemn, nu de lemn, de fier, de oțel, de fontă, de font, de beton, de beton armat. Să mor, să crap, că nu mai bade foame! Și toate acestea, pentru ce? Ca să mă îngrașe și ce dacă să mă îngraș? N-am să mai joc Julieta! Nu-i nimic! Am să joc până Chirița sau Trandiata. Și nici la televiziune nu o să mă mai primească. Dar ce? Ca să spun prostiile alea, trebuie să fiu slabă? Oricât de grasă aș fi, tot o să se spună că prezentarea a fost una slabă. Așa că...